decor autentic de toamnă, elevii Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu au desfășurat un amplu program artistic în cadrul proiectului educațional Toamna Aurie. Farmecul acestui anotimp a fost redat nu numai prin decor, dar și prin costume, versuri, dans, scenete și chiar recomandări de lectură pentru seriile de toamnă. Cărți cu miros de frunze arse și ce să citești din seriile de toamnă? Doar ca o recomandare, dar vă spun că sunt senzaționale. Armands, de Stendhal, primul roman al geniului scris în francez, publicat anonim în anul 1827. Prezintă povestea frumoasă, dar tragică de iubire dintre tânărul Octav și Armands, o poveste plină de detalii ușor picante, intrigi și destin nefast. Pentru iubitorii de drama, acesta este romanul perfect. Apropo, este considerat cel mai bun roman al lui Stendhal. Magia lucrurilor simple de Estelor. Poți să te îndrăgostești când totul în jurul tău se destramă? Află răspunsul la întrebare din viața personajului principal, Lucy, care având de înfruntat greutățile vieții la frate la vârstă de 17 ani, se îndrăgostește de fratele Geamăn al celei mai bune prietene. O carte despre maturizare forțată, asumare și speranță, care nu se părăsește niciunii. A treia carte, ce știu cu adevărat de Oprah Winfrey, carismatica autoare a celui mai popular talk show, legenda vie a ecranelor care și-a lansat propria rețea de televiziune, an la rând a emis o rubrică lunară în care a împărtășit cu publicul larg lecțiile de viață pe care le-a învățat. Acum, toate aceste gânduri și descoperiri au căpătat contur în partea unei femei de succes. Mecanica inimii de Matthias Malzieu este supranumit Micul Prinț în Hanora, un copil care a aflat multe despre oamenii mari. Fanii celebrului roman al lui Exupéry vor rămâne încântați să descopere această carte, scrisă parcă special pentru copilul din noi. O lectură dulce ca o bomboană la cafea. A cincea carte pe care vă recomand, Lupul de Stepă, de Hermann Hesse, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, Hermann Hesse publică în 1927, un roman despre un om singuratic, introvertit, sensibil, după cum sugerează însuși titlul, un lup de stepă. Elevii au pregătit și un spectacol al costumelor cu care sunt prezentate bugățiile toamnei, legume și fructe de sezon. Realizarea acestei parade a costumelor din materiale reciclabile, dar și a expoziției de fructe, legume și produse culinare specifice toamnei, s-au implicat elevii de la clasele a 9-a și a 12-a, specializările tehnician ecolog și tehnician industrie alimentară. Toți elevii participanți au gustat din delicioasele produse de patiserie realizate de colegii lor.